Am gândit să facem ceva mai spontan și o să facem mașina de gaming pe șeptarul lui Zbâr, nu? La nu, unde? Trage! Opa, o să vezi ceva. Opa! Nu mai face așa! Fără cablul ăsta noi nu putem să facem nimic. Când erați mici, probabil vă întrebați, băi, cum ar fi să am permis de conducere, să stau noaptea, să conduc cu muzica tare, să merg încet și așa mai departe. Ei bine, o să excludem asta din clipul de astăzi, pentru că nu o să conducem foarte mult, dar o să transformăm mașina mea pe care o avem chiar acolo, o să transformăm într-o cameră de gaming. Trebuie să aduc televizorul, PlayStation-ul, PC-ul, trebuie să aduc toate astea în ea și să vedem exact cum o să le montăm. Și clipul următor, dacă acest clip o să strângă 10.000 de like-uri, o să duc mașina într-o parcare, o să vă chem pe toți și puteți câștiga premii dacă pe mine mă bateți la anumite jocuri, FIFA, Fortnite, habar n-am ce să ne jucăm. Nu uitați să vă abonați canalului pentru a fi la curent cu tot ce postez, neapărat follow și pe Instagram, pentru că în momentul de față sunt într-un bucur și ajunge primul la 50.000 de follow-uri. Asta fiind spuse, hai să trecem la treabă. Tocmai ce făceam curat în portbagaj și am găsit guma asta picantă pe care am luat-o din Lidl acum, nu știu, cred că 3 săptămâni. Nu e așa picantă, să știi. Lasă bușu. Ai găsit scorțișoară? E cu scorțișoară. Hai vezi că începe să te piște. Nu cred că o să mă piște. Mie mi-a amorti fața. E picantă, dar mă deranjează la limba atât. Concurs. Le bași pe toate. Da. Pișcă? Cu altă nu. Dar mă înțeapă limba. Mama, a început. Zi-mă. Da. Cei care aveți permis, scrieți-mi dacă și voi aveți Adidas în portbagaj. Pentru că eu nu credeam că o să... Deschide și mie portiera. Eu nu credeam că o să am papuci în portbagaj, dar s-a întâmplat să fie așa și sunt aici de vreo, nu știu, 3 luni. Eu n-am doar papuci în portbagaj, am toate hainele. Am da, dar eu care stau aici, uite de tu câte chestii mai am aici. Bine, asta e pentru mașină, băi, să aveți neapărat trusă. Extintor și triunghiul. L-am luat și pe Pain să ne ajute. Salut! Să... Salut! Să ne ajute. Salut! Să faci, ce faci? Vezi că azi avem proiect greu. De ce proiect greu? Trebuie să transform mașina într-o cameră de gaming. Așa. M-am uitat să luăm televizorul de la tine. N-ai televizor? Ba da, cred că e prea mare și nu cred că încape. Nu e prea mare. Stai. Nu e prea mare. Am făcut curat în mașină și mă gândesc că toată asta să o facem în portbagaj, ce părere ai? Da. Că la mine în mașină e loc, în Mustang-ul tău nu putea să faci cameră de gaming. Nu, în Mustang-ul meu nu putem fiindcă e la colandat. Da, corect. Ce culoare e, roz? Bă, nu pot să zic. Aflăm. Aflați, băieți, pe vlogul lui Pain. Abia am început filmarea, băieți, deja am pauza de masă. Hai că până diseară termină și noi proiectul. E bine. Da, până diseară, adică în 2 ore o să întunece robii. E toamnă, este 19 septembrie. Păi de ce ai bătături în palmă? De la tracțiuni, flotări, sport, calisthenics. Oh. Am gândit să facem ceva mai spontan și o să facem mașina de gaming pe șeptarul lui Zbâr, nu? Trebuie să tăiem scaunele, nu? Da. Ești bun la tăiat chestii și mașini în general. Gata, băieți, acum trebuie să ieșim și noi din parcare și să nu facem accident acum, că ar fi trist. După ce am mâncat, mergem, luăm televizorul, luăm PlayStation-ul și vedem exact ce mai băgăm aici în mașină. Sper să iasă bine, m-am gândit în felul următor să fie. Lăsăm mancheta jos și facem dita mai gaming room, băieți, pentru că avem loc. Mamă, băieți, stați așa că aici e operațiunea grea, că e cablul ăla acolo și nu vreau să spart televizorul, că nu e al meu. Cu grijă, Robi, cu grijă. Da, cum așa trebuie, nu? Așa. Dar nu... Unde pun? Păi mai față! Știi momentul ăla când te sună cineva și vrei neapărat să-i răspund la telefon și faci asta? Alo? Ok, nu vrem să scăpăm de... Dar trebuie să mai luăm niște cabluri pe aici și după aia ne întoarcem după ele. Ce cabluri mai trebuie să luăm? Cablu de alimentare. Păi le iau eu. PlayStation. Da? Și un HDMI să conectăm televizorul. Și maneta de la PlayStation. Okay. Bă, eu chiar n-am încredere în băiatul care ne filmează. Sper că filmează bine și n-am încredere în el să lasă... Ia chestii, că mie că o să aducă cablurile grește, așa că ducem astea pentru că mie să nu le stau. Ce aroganță, jur la Robi, băiatul care filmează acum, nu mai e Kenz. Nu mai e Kenz. Fortnite. Lasă. Când vă jucați Fortnite. Bă, chiar n-am încredere în el. Băi, el filmează, ok, dacă nu se vede bine vlogul, e vina lui. Hai. Băi, dacă nu mă văd bine acum când filmez, e vina mea. Mamă, după aia mai facem un drum, mergem la mașină, bă, vezi că nu pot. Au. Hai, du-te. Stai, că nu pot. Hai. Nu, nu-i bine. Ce? Stai. Nu-i bine, stai. Ce? Așa. Pa. Nu vrei să ne duci un clip tu? Vrei să ne duci tu? Nu, hai pe scări. Nu! Nu, scăpăm astea. Nu, bine, mă, hai să te duci dacă tu vrei. Ai grijă să nu lovești televizorul deloc, că genul e sensibil. Vezi că un televizor de la cred că e 20 de milioane. Hai da, încet, cu grijă. Așa, ți-am zis să nu lovești televizorul. M-am lovit pe mine. Ah, ok. Cam am venit la parter, nu? N-am văzut niciodată cu liftul ăsta. Eu da, chiar dacă stau la unul. Tot timpul urc scările. Și eu făceam asta, dar odată am stat să-l chem de la 6 și m-am plictisit. Ne trezim între etaje. Bă, urcăm la 4, tu vezi? Mamă, m-a chemat cineva. Cel la 5. Nu, suntem la 7. Știi, m-a chemat cineva liftul, vină mai. Bună. Bună. Sărăm, bună. Haideți, că aveți loc. Da. Știm. V-am răpit? Da. Un pic, da. Trebuie să avem grijă la speed bump-uri cu astea. Robi, dar mai bine lăsai mașina la Zbâr în parcare. Și mergeam noi pe jos cu astea în mână. Nu. Eu am zis așa să fac. Chisie, trebuie să urcăm iarăși. Pentru... Să luăm maneta, să luăm cablurile.
Gata, băieți, am luat tot ce ne trebuia. Sper că astea sunt toate cablurile de care avem nevoie și că n-am uitat nimic. Robi, te rog frumos, ai grijă cum conduci. Dacă nu, o să spargi televizorul. A, e, dacă îl spargi, îl plătești. Cât e un televizor de la 20 de bețe? Mare și e smart. Nu cred că e doar 20. Robi, hai să vedem ce facem, cum facem. Deci, scoatem asta. Au! Ok. Bun, mă duc eu să rabatez scaunele. Asta e că scapă. Băi, știi cum să faci să rabatez scaunele? Cred că da. Nu știi, mă, nu știi. Ba, nu știi. Nu știi. Nu de acolo, nu de acolo, Pain, dă-mi. Nu, nu, Pain, nu, nu, foarte greșit. Ești cu mâna greșit. Vino, lasă-mă pe mine să-ți arăt. 100%. 100%. Nu știu, ok. Avem aici un buton secret. Tragi de el și zdup. Bine. Vezi ce înseamnă să ai mașini ieftine? Bă, mă, mă, cam un PlayStation din greșeală. A, dă-te jos de pe PlayStation. Dai, că asta trebuie să... Mamă, ia mâna de pe fundul meu. Fii atent cât doc avem. Bun, dar putem să lăsăm mai jos astea cumva. Ia, zic-o, de ce nu mă... Trage. Opa, o să vin și va. Opa. Tati, dacă vezi vlogul ăsta, băiatul ăsta strică mașina, nu eu, da? Nu e mașina mea, e mașina lui tata. Hai, trage, trage, trage. Ce zici, ce te bați cu tata după? Și acum de tirele jos. Da, trebuie să dăm astea jos întâi. Și cum le dăm jos pe astea? Am avut încet să mă bag. Bă, ce înseamnă să știi cu mașinile, că dacă nu știam eu? Da, nu mai făceam nimic fără tine, ha? Da. Ce are, mă? Că știu pe ce zic, că știu, zic că știe cu mașinile. Ce să ne facem noi fără el? Mă, nu te zbrăca pe domnișoară, stai. Dacă nu, da, uite. Mamă, dacă vede tata asta, am transpirat. Unde l-ai pus? Acolo, pe față. Acum, hai să vedem. Bine, mamă, bravo. Asta zic, bine. Mamă, zici că-i pat. Mamă, nu vine să cred, în cap aici pot să dorm. Uite, ai o urmă, ai o palmă pe fund, Robi. De la mine, uite. Stai, mă, ce faci? Deja și ridicați-l și puneți-l cu fața în coa. Mamă, bă, vezi să nu cadă pe față, că dacă cade pe față s-a dus. Mamă, bă, trebuie să-l asigurăm cumva acolo. Dă-l de acolo, că stă înclinat. Stă înclinat. Nu mai faci așa. Așa, știi, nu e ordinare. Ok, atunci dă-te să închid portbagajul. Așa, și îl punem pe partea aialaltă. Mamă, vreau să mănuiesc eu televizorul, că mi-e frică. Stai, mă, liniștit. Mamă, mamă, cu brațele lui puternice, de midget. Da, merg la sală. Să-ți dau toate astea, stai că le bag printre picioarele tale. Ei, eu când am zis că mai bine așa. Da, mă, și o să stăm aici să ne jucăm. Da, doamne, cât de tare! Dani e plecat în vacanță, mă, Dani, o să folosim și noi priza. Nu știu, cred că dormim o noapte asta aici, ne luăm chipsuri. Bă, zi, mă, ne jucăm FIFA aici toată noaptea. Da, 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 sunt perfect de acord. Mă, și e perfect, îl conectăm acolo. Bă, mulțumim pentru prelungitor. Sper că nu-i fi rău, că după aia trebuie să-l scoatem din priză. Cum ar fi să... Să facă poc acum? Da, ar fi rău. Da, da. Oh, da, aia nu voia. Scuze, mă, Dani. Uite ce frumos e! Du-te cu el în față. Dă-i, dă-i. Ce-a făcut, mă, pe Pain, a luat somnul? Cred că fac challenge 24 de ore în mașină și stai și ne jucăm toată noaptea. Chiar e confortabil, dacă ai avea niște perne aici. Acum trebuie să mai luăm un prelungitor, că ăsta are doar două găuri. A, ăsta e cablul HDMI, bun, let's go. Dar bă, asta e priză gen... Știu, ia uite-l, că l-am luat de la film. Stai, gata, așa. Un puzzle. Așa, și poți să pornesc, poți să mă joc? Da, hai să vedem. Stai, nu. Ce-i cablul ăsta? Ai cablul de încărcat maneta. Stai, zic, dacă pornește PS-ul, stai așa? Gata, a pornit PS-ul. Păi da, dar n-avem încărcător. N-avem încărcător, nu funcționează maneta. Aici, asta e. Uite, sor și dă-i HDMI-ul ăsta. Bine! N-ai baterie la manetă. Fără cablu ăsta noi nu putem să facem nimic. Corect, dar trebuie să fac, oricum trebuie să găsești un cablu. N-ai cum să nu găsești un cablu de ăla. Am o idee. Ce? Stați aici. Închideți portierele. Ce faci, nu le închizi aici? Mai am să merg cu mașina, să aminte că am prelungitorul în ea. Da, am o idee. No! E cal, nu? Deschidem ușile. E cal, da. Lasă-ne, bă, ușile deschise, că ne clocim aici. Trebuie să pui și un aer condiționat. Mamă, și niște LED-uri, da. Și LED-uri. Avem LED aici, uite, ăsta e beculeț aici. Beculețul ăsta e LED aici, deci puteți să-l apucăm. Hai, bine, vedeți voi ce faceți aici, nu vă uitați la Netflix în chill, ok? Hai, pa. Hai, pa. A venit, mă, a venit în sfârșit. Cablu, care abia l-am găsit. Jocuri! FIFA 8, mamă, rup FIFA 18. Assassin's Creed și Need for Speed Bebe, că ăsta e tare rău de tot, să-mi place. Jucăm FIFA. Cablu de la manetă. Îl dă pe acolo, mă. Au! Și ăsta e cablu? Ăsta, Robi. Ba da. Stai că vreau să intru și eu cu voi. Dar trebuie să întind picioarele ca să vedem la televizor. Bă, dacă pică televizorul, nu-l oprești cu genunchiul. Nu vine să cred. Avem mașina de gaming. Mamă, bă, ce înghesuit. Adică nu suntem așa înghesuit, da. Chiar nu stau bine. Nu stau bine. Eu stau bine. Hai, ce vrei să joci? O, dar ce apă CD-ul. Cred că se facă cald rău de tot în mașină. Am o idee, stai. Stați, băieți, un pic, e cu manetă, nu e cu buton. Uite, tată, lumea la noi, e cu cineva. Bă, ce tare, nu-mi vine să cred. Chiar e așa, cozy. Chiar stăm un pic înghesuiți. Hai, vino și tu lângă. Bă, bă, nu. Mamă, dar de ce n-am făcut asta? Mamă, lux! Mamă, fii atent aici, o mașină. Hai, dă-i. Mă duce o mașină într-o mașină. Nu-mi vine să cred. Hai să mai tare să auzim. Bine, aude-l pe lui ce conduce. Băieți, aveți un gameplay undeva aici. Wow, cât de tare. Se uită lumea la noi. Chiamă-și pe zbăr? Chiamă-l! Ia chiamă-l să conducă și el! Gata, alimentat? Gata? Hai! Bine!
Asta e frâna. Da, mă, asta e frâna de una. Ia, uite, aveți cameră. Zici că voi la film. Mamă, se uită la noi. Ce facem aici împreună toți? Ia, cum se deschide ușa? Ca la Rolls. Mamă, ca la... Sunt ca ieșit din Rolls Royce. Lux și opulență. Ia fii atent, ia încearcă tu, Robi, să ieși acum din mașină. Mamă, păi mă chinui, uite ea. Păi dar m-am chinuit și eu. Mamă. Exact, așa-i? Ușor, ușor. Gata. Mamă, că n-a fost așa greu. Mă rog, era bine dacă apucam să-i dau și eu un jet înainte, dar iau-te-l pe al meu. Bă, tu știi ce tare stai aici? Dacă ți-e fric să-mi zici că mai închidem, stai așa. Nu, am tot pe manivel aici auto. Stai, Daniel, nu l-am tăiat, că am închis portbagajul un pic, gen, uite, vezi, se mișcă. Nu e închis de tot. Am dat 1000 de euro. 1000 de euro. Hai, mă, Daniel, dar nu am închis tare. Și merge? Da, deci că Need for Speed. Daniel, uite ce am făcut. Am făcut o mașină de gaming. Fii atent, bârnul poate să vină. E prea scump să apară în vlogul tău. Varianta de pe Wish. Vin eu de pe Wish. Sunt îmbrăcat în hainele lui, după cum observați, de el au rămas mici. Lumea. Vreau să spun în mod clar că eu nu le cer bani pe de urmă să apăr la el. Da, sigur. Hai că mi-e treaba lui. Fii atent, când intri, așa, te pui cu picioarele încolo spre portbagaj, după aia ți se deschide ușa ca la Rolls Royce. Te chinui un pic. Asta mama, era profesor când era mic pe New for Speed. Punea pe mine că nu putea. Deci mă punea pe mine că nu putea să-i fac. Stăteam toată noaptea ca să-i fac lui nivelele să strângă bani mai mult. Doamne, ce bine se joacă. No! Oricum, Robi, știi ce pare că faci tu acum? Ce? Deci tu ești acum efectiv înlocuitorul dubelor alea cu free candy. Nu vă urcați la Robi mașină niciodată. Money line, I'ma run it.